Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă pe Brawl Mustars. Practic știți deja ce se întâmplă, vedeți în stânga acolo jos Brawl Pass New Season. Ok, New Season. Hai să intrăm puțin pe Chopanos prima oară. Ne așteaptă aici câteva chestii noi, un token dubler, un Pars Tower. Știți voi cum stă treaba, practic. Hai să cumpărăm și restul repede. Eu nu m-am jucat de mult Brawl Mustars, de-aia am o groază de chestii aici. Îl văd pe Mike cu fotbalul, pare mișto skin-ul, dar am deja skin mișto pe Mike. Beach Time Mortis, ok. Bun, și avem... ce să vezi, domnule, noul Battle Pass cu Buzz, hă? Ia să vedem și noi care-i șpârla cu Buzz. Poate voi știți deja, eu nu știu. Deci dați-mi un moment publicitar să vedem. Așa, deci... Țin minte că atacă el de la apropiere, dar are un cerculeț în jurul lui. Ce înseamnă acel cerculeț? Ah, se trage de inamici. Dar care-i faza cu cercul, e întrebarea. De perete merge? Deci e bun pentru Chase caracterul ăsta. Damn! Wow, hai să activăm și noi Brawl Mustarsul ăsta și trebuie să activăm și 10 taiere. Asta înseamnă undeva la 250 de gemuri. Deci, practic, începem ziua cu un 100 de leuți. You are all set! Yay! Sunt all set, băieții! Se adaugă la pușculiță. Ok, ok, desigur. Și 10 taiere, cum să nu? Probabil, adică probabil din banii pe 10 taiere pentru că le faci normal. Dar, mă rog, așa de a început. Surfer Carl! Oh, mișto skin-ul ăsta. Geology is my game. Bă, știi care e șpârletele? Aș vrea să-l deblochez eu pe bază asta. Acum am realizat că o să ne trebuiască mult mai multe gemuri de atât. Pentru că dacă vrem să-l deblocăm și nu ne-am băgat și ofertă așa de sezon. Mi-a dat prostia asta. Țăcălia asta mi-a dat-o. Ok, hai să facem în felul următor. Vă arată tânărul lui Rafael aici. Noi o să cumpărăm practic toate nebunelile astea. Ok, o să luăm tot, dați-mi voie să... Am uitat că trebuie să cumpăr taierele alea și că discutăm de mult mai multe gemuri. Minunat, minunat. O să continuăm cu dubla 2. Sper că mi-ajung gemurile astea, nu sunt sigur. Come on. Ne mai ține 10 taiere? Nu te termina combustibil! Hai mă că ne ține, ce ai glumit și noi aici. Că suntem matematicieni de elită. Wow, noul meu brawler Buzz! M-a dat mai băga bani, prostule, trebuia să te joci, ce naiba, mă? Ok, băieți, am înțeles teoria că trebuia să te joci. Mi-a mereu băs bani. Ok, ok. Doar că facem pentru episoade mai entertaining, adică presupun că aveți voi perspectiva aceasta, mai ales cei care nu băgați bani deloc în Brawl Stars, faceți misiunile și mai departe. Aici pe YouTube, Einstein, facem puțin mai diferit, așa mai... De ce am făcut nebunia asta? Pentru că poate pica brawlerul dintr-un chest, dar am zis ca să-i facem level mai mare. Cam aia e chestia. Însă poate ne pică dălea pentru el, zic și eu, nu știu, la baza acolo, știi? Deci văd că nu avem toți brawlerii maxați. Pe care n-avem, mă? Pe Codlet și pe B... Ah, și Squeak, mă, așa e. Așa că... Mai avem de maxat caractere aici. Deci hai să dăm repede. Bine, nu știu ce ar putea să mai pice. Probabil nu mai pică nimic, sincer să fiu cu voi. Cu Codlet, cu toată lumea. De asemenea, nu uitați de butonul de like. Așa, susținere pentru seria de Brawl Mustars. Pentru cine este interesat. Ok. Și Squeak și Buzz, că am luat... Este un pic, eu nu mai... Squeak e de data de cută. Eu nici nu mai știu brawlerii, sincer. Eu nici nu mai știu brawlerii. Squeak e... Da, mă, Squeak e de data trecută și Buzz e de acum. I see. Deci nici nu mai țin minte ce se întâmplă. Pin pack. Wow, mereu mi-am dorit un pin pack gratis. Din sezonul acesta. Mă rog, o să îl maxăm pe Buzz. Pare mai agresiv. Și de aia zic că poate la level mare e și mult mai puternic. Nu ne-a picat niciun Star Power, îți dai seama? Băi, ești nebun? Să avem noi toate Star Power-ele, dar nu cred. Nimic, mă?
Nu dai și la băiatul ceva? Era mișto să pice și skin-uri din chesturi. Ar fi fost ceva? Parstower, băieți. Autofocus pip deals 1600 extra damage based on hit. Mamă, deci cu cât se ucică pățânea mică mai departe, cu atât mai mult damage. Băi, și nebun. Păi cu star power-ul ăsta, cred că poți să dai one shot. Gen, dai one shot pe showdown. Dacă ai câteva power cubes, dai one shot, 100%. Wow, mereu mi-am dorit acest gadget super totem. Băi, ce fericit sunt de când am băgat 2000 de lei în Brawl Stars. Sunt cel mai fericit jucător. Îmi place mult Brawl Stars. Aoleu, ne mai prostim și noi. Hai mă, că vreau să-l văd maxat pe bază. Vreau să-l umflăm ca pe ghiscan, să-l umflăm. Că mă doare capul de câte sunete am auzit aici. Squeak și toți ăștia. Ok, dă-i. Avem, nici nu știu câți bănuți am în joc. Da, tată. N-am făcut Brawl Pass-ul anterior la maxim. Nu mi-a plăcut atât de tare skin-ul ăsta, nu știu, nu mi se pare așa șmecherie. Ăsta... Ce părere aveți? Haba, adică, uite cum se vede deasupra. Ia. Stai să vedem puterile. Adică pare prea colorat deasupra, nu știu. Nu pare așa nebunie. Da, nu e cine știe ce. Habar n-am. Skin-ul, voi ce părere aveți? Poate vă place mult de tot. Ok, deci am luat cam ce era de luat. Mai avem aici. Îl maxăm pe bază o dată. Asta nu știu ce. Mega Box Daryl skin. Lol, era chest așa, m-a indus în eroare. China One Year Anniversary. Romania One Year Anniversary când? Niciodată. Că băieții din România nu cred că bagă banul gros ca în China. Cred că e rupere în China. Bine, sunt și mulți, adică în China sunt câteva miliarde și noi suntem 20 de milioane nici aia toți. Ok. Bă, l-am umflat pe bază, deci ca pe gâscan l-am umflat, ascultați-mă. 7000 am, bă, n-am așa mulți bani, ci drept. Hai, mă. O dată, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7. Doar 7 și l-am umflat ca pe gâscan. Power 8. Hai că e finisher power 8. Hai că și pe tine te-am umflat ca pe gâscan. Power 8. Bine, 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 bine. Power 9. Trebuia să fac eu asta dinainte. Ca să iau... Ok, deci avem cam contul maxat. Numai că nu prea joc eu, știi, să fac mai multe trofee. Ca aș putea face mai multe de 16.000. Jucam într-o perioadă când făceam live-uri pe Trovo. Știi că uite, am multe caractere cu puține trofee. În fine. Hai să vedem cu Buzz care e faza. N-avem niciun skin la el. Vreau să văd Parstower-ul. Ne zice că stun-ul de la super... îi crește stun-ul superului. E interesant, e interesant. Așa, ce putem noi să ne jucăm? Power League 3v3 events. Ce-o fi asta? Nu știu, aia e pentru tryharder, nu? Cine nu știu ce să jucăm. Băgăm un gem grab, hai să băgăm un duo showdown. Vor fi toți buzz, deci a durat puțin să... What, ce-a fost asta? A durat puțin să-mi găsească. Totuși nu înțeleg care e cercul ăla. Vrea să-mi arate până unde se duce ultimata sau ce? Și ce sunt sunetele astea de păsări? Ia vezi-l pe al, nu? Mă, l-am spart dintr-o bucată, mă? Nu știu ce cercul ăla. Are vreo pasivă bază de care nu știu eu? Opa, ia că... Gâscane! Hai să folosim ultima ta pe care v-am. Hai că era să rezolvăm tot. Mamă, ce ușor e Brawl Stars de când am băgat 2000 de lei. Oh, hai sal, Paul, am și uitat de tine. Am uitat că mai erai ștelică pe aici. Îți. Bă, ăsta e un brawler foarte agresiv. Sincer. Nu înțeleg care e faza cu cercul ăla. Ok, ok. Pare așa badass cu ochelarii lui de soare. Stai un pic, să dăm așa de curiozitate. Deci ce zice el? Uite aici, ne zice Buzz throws 5 quick slaps. Pălmuiește. Super tornado throw. Ce e asta?
This brawler charges super from staying close to... Își încarcă superul dacă stă aproape de brawlerii oponenți? What? No shot. Uite, mi-au bătaie la 0 trofee la... Ne bat la siege, what? Knockout. Cred că și Brawl Ball ar fi mișto. Cred că e bun la Brawl Ball. Stai să vedem knockout-ul ăsta cum e. Interesantă ultimata, ce-i drept. Dar dacă nu nimerești... Deci, inamicii care stau în cerculețul nostru... Ne facem ultimata. Knockout win, gata, mă, e easy. Mamă, vezi că farmăm trofei aici. Și îți rămâne superul salvat. Hai, sal. Mamă, e extrem de OP ultimata. Wow, deci... Prinzi inamicul și dai și stun? What? Mamă! O să fie bun ăla. O să fie super bun star power pe caracterul ăsta. Pentru că dai și mai mult stun. Și mi se pare că de la ambii inamici stun. Dacă sunt doi unul lângă altul și te prinzi de unul, le dă la amândoi. Ceea ce e wow! Bă, e nebunie! Și la power-up e destul de puternic. Adică cu un stun ești mort. What ăla e chest? Bă, arată prea ciudat, what? Mai zi ceva. Nici n-apuc să-mi fac ultimata. Dezavantajul e că nu-și face ultimata de la distanță, adică durează... Nu poți să știi? Trebuie să te apropii de inamic și... Uite ce e mișto, că dai... Hai că da. Cred că și dacă te prinzi de perete și dacă lângă perete inamicul e de stun. Și aceea e tare, adică... Da, tat. Hai la un fotbal, la o miuță. Să vedeți aici beleaua. Că te prinzi de toți pereții. Another day, another life saved. Another day. Opa. Hai că facem ceva. Mamă, cum îmi fac ultimata cu toate... Stai. Jesus, man. Oh my god, double stun să stupeam. Nu. Bă, e prea tare. What? Trebuie să-mi fac viața. What? Mă duc peste tot. Uite-i șpai noștri la grămadă. Hai că dăm o pasă frumoasă. Ok. Bine. Easy goal. Cum aruncă cârligul. Bine. Să mai dăm un brawl ball, că pare distractiv. Cum mă trag așa după inamici. Vă zic că sunt și mult mai puternic decât ei, cam aia e șmecheria. Vreau să-mi fac ultimata. Wow, 200! Durează un pic până să faci viețulica la loc. Dar... atacant, sunteți nebun? Arunc mingea și mă duc după aia. Sunt atacant. Și dacă eu mă ascund aici, oare ce se întâmplă? Bă, cum îmi fac ultimata cu toți. Farmăm puncte. Farmăm punctele. There you go. Bă, nu e rău băiatul nostru. Nu pot eu să caut după numele brawlerului, nu știu. Ia uite chestul, cum iese de nicăieri. Hai să dăm un așa la un duo showdown.
Aici o să fie la tryhardereală de la 400 de trofee. Deja transpiră rău băieții să facă win. Dar nicio problemă. Nici nu știu cu ce trage asta. Ce ar trebui să fie gloanțele? Hai repede că nu avem timp de stat. Dacă stăm ne ducem. Ne ducem cu totul aici, nebun. Măcar astea să le luăm. Hai, și acum trebuie să spargem pe careva aici. Gata? Ceara, hai! Hai, sal, las-ne cu ultima ta aia. Uită-l pe al nostru. Real, naiba, dar n-aia bună. Nu știi că sunt cel mai bun din România la Brawl Stars? Nu mă, nu ești, ce naiba? Ai 300 de trofee și te-a crezut cel mai tare. Normal, îți dai seama. Lăsați-mă și pe mine să visez aici. Ba! Nu! What, s-a spawnat fix pe mine? Care erau șansele? Am uitat mă că Daryl își face ultimata în timp, așa e. Păi nu prea e bine, frățiorii, că suntem gata de măcel. A, uite cum se umple bara aia acolo, abia așteaptă. Lasă-mă să te... Aia zic, ca să fac ultimata. Și acum îți dăm bătăița. Bă, lagu! Nu m-a lovit cu ce... Unde mi-e... Mă doare cel mai tare. La conexiune. Bine mă, ceara. Vezi că merge treaba aici. Hai, ia mă, ce face... Ăsta. Nu face nimic. Power cube-ul al meu. Mă învăr degeaba eu. Stăm pe spate, ești nebun. Stăm pe spate, băieții. Easy win. Chiar am jucat ok acolo, că am fost agresiv la început de match, știi? Alte skin-uri nu cred că mai sunt. Și asta, mă, tiki-taka. Ce vrei să fie? Hai să băgăm și cu niște squeak, că n-am jucat așa mult, nu mai știu ceva ce squeak. Gel, nea gelatină. Da, mergi la două showdem cu nea gelatină, să-l vedem în stare. Da, și voi acolo un like dacă vă mai uitați la episodul aia 10 oameni. Să strângem și noi niște like-uri. Măcar așa, că am băgat vreo 400 de lei în episodul ăsta. Măcar așa, la șto, mă înțelegeți? La șto, așa. A, îmi place mă ăsta, că aruncă cu bombițe de alea. Mamă! Ia vino, vino jos aici, frățiorul. Dă-i repede că e jale. Eee, unde mai vrei să pleci, ești nebun? Mamă! Așa, datat! Datat! Altceva, a? Corsetto, Corsetto Gaming, Corsetto Gaming. Ai mișcă pe tine! Eu nu știu ce faci ultimata. Oh, și-a mirosit-o degeaba. Nu! Unde se ascunde, mă, cap de ou? Ionica, ne jucăm hide and seek pe Among Us. Trească nașii. Știi ce merge în League of... Ok, deci în League of Legends e un caracter asemănător cu Squeak. Squeak e sau cum îl cheamă. Dar fiți atenți. Poți să pui bomba pe coechipier. Și gen, pui bomba pe coechipierul tău și coechipierul tău intră în inamici, se apropie de ei și îi bubuie pe toți. Ceva de genul. Imaginează-ți Squeak să pună bomba pe El Primo și El Primo sare cu ultimata în toți, le dă stanci și bubuie de la bomba aia. Ceva de genul, adică combo-uri de-astea... Combo-uri nebune. Sunt curios dacă este vreun... Deci sunt câțiva campioni pe League of Legends unde Veigar e un caracter care pune un cerc și nu poți să ieși din cercul ăla. Te blochează acolo o perioadă de timp. Cred că în Brawl Stars nu există, nu? Adică ar fi pe ăla cu cap de dudă, dar nu mai știu cum îl cheamă. Dar nu cred că ăla doar îți blochează calea oarecum. Care era, mă? Sprout ar fi fost, și da. E, dar nu prea. Uncle Lou! Bă, da, vreau să mai dau o dată cu asta, că mi-a plăcut
ultimata cum s-a pleznit așa, dar n-am apucat să o folosesc. Cum s-a pleșcănit. Facem și noi niște trofee. Hai, dai, let's go. Hai, băi, one. Asta face trole pe veceu, ce face? Trebuia să ieși și tu una, acum suntem în minus, iată. Dolo! Double kill! Ne trebuie niște sunete de alea. Double kill. Hai, sal. Dă-i-o că moare! Aia zic, mămiți, dar avem 13 data trecută. Înseamnă că ăsta s-ar putea... Mamă, ce bubuia acolo! What? A vrut să fugă de mine, dar nu fugea nicăieri, că era... fugea în explozie. Bă, ăsta nu face nimic, mă. E troller ăsta. Ia să dăm noi un meci cu niște tryharder. Vreți să vedeți tryharderii cum apar? Nu știu, că echipierul ăsta al meu e jalnic, jalnic de tot. Jalnic, nu face nimic! Stai așa, dă măcar unul, că vreau să le arăt abonaților cum apar pe ăștia transpirați, dar... Mori odată cu ei. Hai, mișcare! Hai, mă, stai, AFK, bă! Joacă dacă ai intrat să joci! Mă, plescănește pe creier! El stă AFK, ești nebun! Pă bune, intrăm să jucăm și stai, AFK! Pierdem startul! What? Bă! Vezi că ăsta știe ceva, dar nu avem niciun power cube, nici nu putem să ne atingem de mijloc. Nu mi-explică și mie cineva ce face al meu? Poate sunt eu retardiet în indică pietan, că nu joc la trofee mari, dar mi-explică și mie ce face ăsta. Gen, pe bune, așa se joacă la aceste trofee? Stai în gard și campezi ca ultimul noob? Adică înțeleg că o să morim dintr-o bucată, adică pe asta e clară treaba. Mă, omul, adică, zic, caracterul lui e bun, eu nu... Băi, zic că după meci ăsta campezi în afară hărții. Al naiba, fugi că dacă în două bucată sunt papa, sunt adios de pe harta asta. Noi avem trei alea și el nu stă în gard. Ești. Ia uite-l și pal meu că-mi vine să plâng, ăștia să bat între ei și el stă pe loc! Oh my god! Mâncai-și mustața aia lui de... Păi tu ce faci mai? Ce mă bag cu ăla și tu te bați cu domnișoara? Ai mă, poate știți că sunt eu prostul vătietăn, dar... Pă bune... Puteam să-l batem pe ăla, eu așa zic, dacă el nu se... Dacă el m-a ajutat măcar cu un hit sau două, îl băteam pe ăla. Mai mult ca sigur. Oricum, sunt mișto și meciurile la multe trofee, că sunt foarte strânse, așa zici că ne jucăm pe 1000 de euro. Și toți ne dăm viața, știi? Cam aia e chestia cu multe trofee. Și gândiți-vă că joc la 500, adică îmi imaginez la 1000 că se termină tot, adică habar n-am. Îmi plac caracterele, îmi place Brawl Stars. A fost un episod distractiv, m-am simțit bine să mai dăm așa un match. Cred că am văzut ce și cum cu bază și cu toate caracterele. Dacă vor mai fi oferte pe shop sau ceva care ne interesează pe noi, eu o să mai pulsez aici. Hai să luăm și pinul ăsta. Ok. Dar de ce nu mai îmi dă astea pe caracter? What? Că nu e maxat. Ah, e maxat, ești proști? Bine. Dar nu mai am bani, ok. Deci dacă mai apare vreo ofertă pe shop, spuneți-mi în comentarii și venim și mai tragem un episod. Vă mulțumesc pentru atenție acordată în viitoare. Pooo!